Bun, hai să vedem. Aici aș fi pus o linie de pământ, neapărat. Tot așa, anturaje ceva să fie un pic mai multă poveste, da? Atenție cu șița asta, să o faci să se ridice, să se întoarcă după ventilație, da? Și încearcă să o faci la contur. Păi, aici, evident, un fundal, ceva, da? Pentagonul e foarte ok, asta este foarte ok, da? Foarte bine. Intersecție foarte ok. Dintr-un punct jumate ar fi, cred că 0,8, 1, 1, 1, 2, 1, 4, 1, 1. 2,8, 4, 5,4, 5,75, da, cred că este de un 7,60, dacă ar fi o admitere din asta mai pretențioasă, da. Să vedem, 1, e un pic prea mic acoperișul comparativ cu proporția casei, da? 0,8. Aici nu prea l-ai nimerit. Lorena, tu nu asculți la corecturi. Asta e problema ta. Da? Nu asculți la corecturi. Asta ai făcut pe cilindru. Da? Schițele astea sunt destul de rough, dar arată ok. Lipsește pentagonul. Și intersecția este ok, da. Bun. 0,7 pentru asta. 1,7. 2,3. 3,3. 4,1. 5,9. 90. Da, este cam de un 6,60. Dar e un pic mai slăbuț ca ce era înainte. Ok? Și nici asta nu știu dacă e corect așa. Deci cred că se vedeau astea întoarse la unghi. Da? Le-au tăiat așa cumva. Pf, 0,5. Paginația e problema, da? Asta ar fi trebuit să fie în dreapta. 0,5. 0,5, atenție la desenul de linie. Prea gros, prea agresiv. Schițele astea sunt ok, să știi. Da? Asta e greșit ca proporție, îți garantez chestia asta. Și asta e greșit ca proporție. Da? 1,50, 2,50. Um, 2,50, 3,90, 4,90. Da, cred că este, se apropie de zona de 5. Da? 4,85. O să scadă pe greșeli de linie, da? De paginație. Ok? 0,7. Atenție iarăși cu acoperișul. Mai mult acoperiș, mai puțină casă, da? Să nu exagerăm cu chestiile astea, da? Cred că să-i dea mai multă de asta, da? Asta e ok, foarte bine. Ne apucat să le termin. Atenție cu fantomele astea, pune și tu verticale. 7, asta este greșit, pentagonul este ok. Asta e ok. Da? La 1,50, 2,50, 3,20, 3,90, 4,90, da. Nu treci din cauza asta, știi? E un 6 de ăsta la limită, da? Ăsta ar fi trebuit să vină pe triunghi, așa. Ok? Uite-te la Ioana Păscariu, i-a făcut bine. 0,3, mai mult acoperiș, mai puțină casă, 0,5, 0,5, 0,3. Deci e greșit. Da? 0,3, 0,3. 0,8, 1,3. 1,3, 2,9. 1,3, 1,9. Ma. 2,2, 3,20. Da, e 3 și ceva. Da? E de 3 și, nu știu, 40, să zicem, maxim. Nu, e cam de 3, da? Nu vă, atenție să nu mai fie planșe de-astea albe. Da, ce e bine? 1, asta e bine. Da, deci asta e o ventilație corect pusă cu șiță pe ea, da? Deci e un 0,8. Deci e un 1. Asta e bine, da, 1, dar lipsește o intersecție. Astea sunt ok făcute, dar lipsește intersecția, da? Încerca să nu mai ratați un subiect. 2,80, 3,80, 4,80.
Da, e cam de un 5-60. Orice s-ar întâmpla ți-ar scădea că nu e un subiect făcut, da? Asta e așa mare, da? La prima vedere. 1, 1. Da, dar vezi că să aibă structură pe lateral. 0,8. Foarte bine. 1. 1. E rezolvat corect, numai că e prea mic. 1, 2. 1, 2. Da. Deci vine 0,8. 1 cu 1 și cu 0,8 vine 2,80, 3,80, 5, 6,20, este, trece de 6, să știi. Este de un 6,40, așa. Dar atenție, atenție la paginație, la grafică, da? Un pic peste 6, fiindcă sunt rezolvate corect, dar nu se simte încă, da, atenția aceea, da? 0,5, acoperișul mai mare. Da? Mai mare ca proporție, să zicem, da? 05, 06, 07. Asta e bine, dar nu știu ce l-a întărit pe astea, că nu e prismă. Asta aproape ar fi așa, dar nu e chiar așa. Da? Și lipsește un GD. Da, un 0. Aici ar fi un 08. Nu, un 07. Cât de cât e pe acolo. Vine un 05, că ai pierdut un subiect, știi? 2 și 10, nu, 1 și 60. 2,30, 2,80, 3,50, 4, da, e cam de 4. Nu mai predați niciodată planșe nehașurate, da? Nu merge. 0,6, este bine. 1,1, 1, atenție, fără umbre nu prea merge, da? 0,6, lipsește un tehnic. 1, 0,5, da? 1,7. 2,7, 3,3, 4,3, 4,8, 5,80, da, este cam în zona aia, lipsește aici un subiect. Nu poți să treci, da? Aoleu, ce aici? 0,2, subiectele inversate între ele. 0,4, 0,2, stai că ești în perspectivă, da? Stai să vină peste și nu, are pe mijloc. Da, pe mijloc trebuie să aibă structura. Da? Asta e o planșă de 2 și un pic. Oricât aș întoarce-o, da? Wow! Acoperișul e mult prea mic. Aici e bine însă. Foarte bine. Aici e greșit. Paginația e bușită, da? Unu șaizeci, doi șaizeci, trei treizeci, da, e cam, nu pot, nu se poate, că e prea mult gol aici, da? E cam de 3. E păcat că astea două sunt foarte ok. Acolo ai început să le simți, da, Andreea, da, foarte bine. 1, prea puțin, da, prea mic acoperișul. Încearcă să nu mai folosești de ce ai învățat până acum, ale chestii, da? Nu mai lăsa anturaj în spate, nu mai lăsa așa libere cu hașură negrită. 0,8, nu, mai puțin. Asta e bine, dar trebuie să fie în 3D. Ce 0, ce 0,3. După multe zbateri ai și ăsta. Da? 1,60, 2,20, 2,90, 3,20, da, e de 3,70 cam așa, da? Încearcă să te bazezi pe desenul de linie, ca un schelet pe care îți construiești desenul. Aici e un desen bun. 1, 2, foarte bine aici, 1, 3, atenție cu ventilația, da? Uită-te la Adelina, aici e foarte bine, 1, 3, poate chiar mai mult, 1, 2, lipsește axonometria asta, este foarte ok făcut. Deci, cred că e cazul ăla în care se iartă, lipsește axonometria asta, dar sunt prea bine făcute toate, ca să comenteze cineva, știi? 2,50, 3,80, 5, 5,80, deși 10 este, să știi, e foarte bine. Tot în zona aceea de 7 și ceva. Încearcă să mai pierzi din desenul de linie aici, da? Și asta e bine făcută, ai înțeles-o.
Aceeași șiță ar fi trebuit să fie și aici, să știi. Anturajele sunt bine făcute. Da? Asta ar fi trebuit să fie schițat. Foarte bine. A, și aici nu e rău. 06 1 1 1 2 08 07, că pentagonul e bușit. Asta zici că e de sinucidere. E pavilionul de sinucidere. Te uiți doar o singură dată în el, da? Dar încearcă să-i pui totuși un pic de umbrițe și pe interior. 07 și cu 1, 1, 70, 2, 70, 3, 50, 3, 50, 4, 20, 5, 20. Este în zona aia de 6, 60, cam așa, să știi. Chit că ți-ar pica aici, adică orice face, adică desenul ar fi ok. Încearcă să pui și umbrițele purtate decalate pe fațadă, da? Și nu mai pune atâta ventilație, pune una singură, da? O căsuță atât de mică. Da. Ar fi la limită, să știi, că te-ar scădea la chestia asta. Bun. 08 1 1. Nu văd poveste suficientă aici. Aici e greșit. 08. Aici e greșit, da? 1 1 1 3. 08 cu 1 1 80, 2 80. 360, 470, 67, nu e de 7, dar vezi aici respiră prea mult planșa. Trebuie să fii atent la lucrurile de genul ăsta, știi, să nu scape. Da? Ți-ar scădea pentru efectul ăsta de pare planșa goală, știi? Este o planșă pe steroizi. Da? Prisma asta hexagonală, totuși. Da? Ce scrie ce ești în perspectivă rău de tot. Pune punctele de fugă. Cel mai simplu. 07. Mai mult acoperiș. Da? 08. 08. Astea sunt bine făcute. Ne-ai nimerit. Mai ce e cam problem. Da, 1,50. 2,30, 3,30, cam de un 5 așa ar fi simularea asta, să știi. Atenție la desenul de linie. S-ar putea să fie o problemă, să știi. Să te notezi pe undeva. La anumite persoane e problemă. Ce înseamnă problemă? Înseamnă că trebuie să stai ceva în plus cumva, ca să compenseze că nu intră în creier niște chestii. Da? O fi o chestie din copilărie, că nu ascultai de părinți și acum nu asculti de mine, că zici că și eu sunt la fel, sau habar n-am, da? 08, nu e rău aici. Ce stă asta pe lemn? 08, 08, asta e greșit, ce stă un pic greșit? 03, da. 1,30, 2 și 10, 2 și 90, 3 și 20, 3 și 60, da, e cam de un 4, 40 poate, da? Mamă, planșe de 2. Mai e mult, da? Trage tare ca să nu rămânem în urmă. Vezi cu piramida asta hexagonală, că mi-a dat o oră să-ți arăt. Știi? Hai, întărim linia de pământ neapărat mereu, da? Ventilația asta se ducă, da? Una singură. 06, 08, vezi aici un pic de negru, este greșit în perspectivă, din cauza chestii este apici instant. Și asta nu e caroiaj, nu e vopsită ca la... Da. Că ceea de pietoni. Ce greșeală de perspectivă, toți oamenii trebuie să fie capul pe linia orizontului. Și instant, admiterea asta orice face nu trece de un 480 ceva de genul ăsta. Greșeală de perspectivă aici, aici, greșeală de perspectivă aici, da? Nu știu ce e cu hexagonul ăsta, zici că vorbesc altă limbă când vă predau lucrurile astea. N-am mai făcut noi hexagon la piramida hexagonală, e raza și o pui de 6 ori. Deci, cine a venit ideea genială să o băgăm într-o elipsă care este cel mai deformat volum posibil, sau mă rog, figură 2D pusă în axonometrie? Oh, și ce o problemă. Da.
Noi anturaj. Acoperișul mai mare. 0, 0, 3, 0, 4, 0, 2. Se zgâște în axonometrie 0, 3, 0, 1. Nu, 70, Mărina, nu e grav la tine. Stăm în plus să facem alte chestii. Nu e. Aici e bine. 07. Nu l-ai hașurat tu. E dorința asta de ai un plan, trebuie să-l așa desen de linie. Nu se poate sub nicio formă să hașurăm cumva pereții, să-i poșăm, să punem umbrița aia la 45 de grade. Cum să facem așa ceva? Nu, nu se poate așa ceva. Nu? Asta e bine. Un pic n-ar ca mai jos acoperișul. E cam pare deschis, așa se simte, știi? Asta e conic, să știi. Da, aici ar fi fost bine dacă îl terminai, aici ar fi fost bine dacă îl terminai. 06, da? Simți că nu suntem încă acolo, da? 19, 29, 39, 45, 5, 3, 6, 3, da, e cam de un 6, 40, poate, dacă... Mai cumva zic pe milă, da, știi ce vreau să zic. La limita acolo, cumva să treacă cu vederea cineva, să nu bată la ochi. Da? 0, l-ai inversat între ele, 0,7, dar nu e rău. 0,7. Ce treabă asta e? 0,7, ne-a apucat să le termini. 0,6. 1 pentru ambele. 2 și 10, 2,8, 2, 70, 370, cam de un 450, că sunt niște calități la linie. Da? Dimitrie, stai să vedem aici, un 06. Nu e rău, dar pune și tu ventilația un pic mai jos, da? Cred că poți fi și sus acolo, numai că... O să văd așa cum se întoarce șița pe ea. Uită-te la Adelina cum a făcut la început, da? 06. 06, 06, stai aproape bine, 07, 0, da, lipsește 1, 3, aproape bine, fiindcă ar fi trebuit să vină de aici, intersecția construită, măcar una, da? 1, 8, 2, 40, 3 și 10, 3, 40, 4, 40, da, este cam de un 4, să zicem, 70 ceva, gen, nu o să poți niciodată fără un subiect să treci un examen, da? Alina, da, 0-3, 1-1, dar tras de tine să pui accentele alea. Dacă observi fără accentele alea, l-a distrus să planșa asta, da? Ce au știut, n-aveai un 0-6, 0-2, ce am știut. 2-90, 3-90, da, e un 3-60, că e goală planșa aici. Da? Oh, face să le predăm invers, da? 0-2. Geamurile astea sunt imense, sunt prea mari, da? Ventilația foarte bine. Ai 0,7, 0,7. O să văd eu criticii mei să zică că sunt probleme imense de linie pentru, da, pentru cine a început de târziu sau cine nu trece peste un blocaj. Nu este tot ok. Da, 0,2, nu, aici e un 0,3, ceva de genul ăsta. Nu se citește foarte clar despre ce e vorba, 0,6, 0,7, 0,5, 0, 0,5. 1,40, 1,70, 2,20, 2,70, 3,70, da, este de un 3,80 pe acolo, pe undeva. Nu poți trece niciodată de o... Da? Nu înțeleg de ce nu de o admitere de un examen fără să ai toate subiectele făcute. Zic, cele mai profunde lucruri posibil, nu? Ce să fie niște umbrițe purtate. Am văzut fenomenul ăsta în trecut. Da. E zona de 3. Ai ceva, ai un desen de linie bun, dar coama asta e prea mică. Se face mult prea mică, da? Foarte bine rest. Pentru începători, foarte ok. Antonina, Nu e de calculat, dar la tine. Deci trebuie să fie un plan. 02, 06, 06, 06, 06,
tot așa, un 0,6 ori 4, 2,40, 40, da. Cam un 3,60 așa este. Problemă cu linia. Aici începe să fie ok, știi? Dar nu înțeleg de ce nu sunt astea prezentate conform, da? La ce am învățat până acum. Sunt altfel făcute. Deci nu are anturaj aici. Alea asta a fost și tu dreaptă, da? 0,6, 0,7, 0,8, 0,8, da. Aici e un 0,8 ori 6, 0,5, 80, da, este cam de un 5,60 chit că aș adăuga, că nu, e prea mult, respiră prea mult planșa, da, nu poți să, nu prea poți să faci mare lucru cu așa ceva, da? Joan, tot așa. Ai tu niște aturi, uite, aici, aici și aici se simte că persoana știe niște lucruri. Dar lipsește un subiect, o fațadă. Linia orizontului ăsta să vină deasupra, da? 0,6. Asta e bine. Aici ai înțeles, se vede clar de o poștă că ai înțeles. Și aici ai înțeles, da? Dar lipsește un subiect. Adică poți să-ți dau că tu vrea să-ți dea, că tot... Tu vrea să-ți dau că tot nu poți să te trec. Știi? Da, vine 1, 2, 2, 4, 10, 3, 3 cu 4, 6, 5, 60, da, un pic cu păcat câștige de, uite, se vede, se simte desenul tehnic. Flori, bine că ai pus pomia, dar încă nu am colorat în interior, nu ar fi stricat, 0,6, un pic mai mult acoperiș și aici, 0,8, anturaj și totul aici, da, acoperișul mai mare un pic, 0,8, 0,4, 0,3. 1,60, 1,60 cu 1,60 cu și vine 2,20, 2,60, 2,90, 3,90, nu, e cam de un 3,80 așa. Atenție cu ce e pe aici. Da? E prea goală planșa. Așura prea plată. Mamă, ce aici. Păcat că se simt niște calități pe aici. Un 0, de fapt nu, aici un 1. Aici un 1, 2, foarte bine. Aici un 1, 2, se simte linia. E ceva la linie care e calitativ. Aici se simte că e studiată, da? 0,8. Și mult succes, nu? 1 cu 2, 40, 3, 40. 4,20, 5,40, n-ai cum că ai un subiect minus, se scade automat, dar e ceva calitativ, e linia asta bună. 0,6, 1, 0,7, 0,8, 0,8, 0,8. 1,60, 2,30, 3,10, 4,90, 5,70, 6,70, nu prea. E prea goală planșa. Orice faci o să pici cu planșa asta. Nu mișcă mult prea încet. 0,8, 0,8, nu, nu, aici e ok. Să zicem că e ok, dar e... pierzi la linie. Ma, zicem că aici ar fi un 0,9 peste, da? Și aici ar fi un 0,6. Un 80, 2,60, 3,50, 4,10, 5,10. E de 5. Ai linia asta calitativă, dar lipsește un subiect. Adică orice ar face ar trebui să tot scadă. Că obiectiv nu există desenele alea făcute. Linca, da. 0,7, 0,8, 0,8, 0,8, 0,3, 0,6. E ceva pe aici, dar nu e făcut cum trebuie. 2,30, 3,10, 3,40, 4. Da. Lipsește pentagonul ăla. Și aparent asta sunt. Foarte bine făcut la
Ioana Proscariu și la Andreea Zelog. Alexei, deja ai crescut. Alexandra merge foarte încet. Alexia mult prea încet. Anca, ai niște calități, dar merge încet. Andreea, ai niște calități, dar linie e o problemă. Dar Andreea Zelog e foarte ok și simte că ai tratat cu seriozitate. Poate un pic am supradimensionată structura, da? Antonia, începe să fie ok, da? Ui tu pe arătură, dar acolo e o problemă care se rezolvă. Iaca Chibrele ar trebui să fie mai bine la tine. Laura, la fel. Ia. Nara e și începător. Albert, foarte începător. Georgiana, atenție la linie. Da? Cristiana merge mult prea încet. Da? Gabriela, la fel, foarte încet. Da, dacă nu e peste 7, e o problemă. Nu? Pentru avansații. Și peste 6 la începători, și peste 5, 5, 10, așa. Da? Vorbesc cu fiecare la un privat. Da? Laura, e păcat. Trebuia mult mai bine la tine. Da? Tu desenzi mare și greu determinat, da? Bun. Hai că urmează temele necorectate. Bun, hai să vedem notele pentru temă. E prea urât desenat aici. Nu vine să cred că n-ai întărit toate astea. Peste, după ce ai dat cu markerul ăsta așa în scârbă, știi? Da? Mm-mm. Prea însictir dat. Trebuie niște accente, trebuie un pic mai multă poveste la ele. Da? Brighton Pavilion mai avea și el două bucăți pe aici, da? Da. N-au umbre pe fațade, linia e un pic murdară. Da? Da, foarte bine. Un pic cam agresiv, dar merge. Da, foarte bine, bravo. Da. Da. Da, e bine. Foarte bine. Da. Un pic cam... Vezi efecte de genul ăsta. Unește un pic piesele între ele. Încearcă să le faci să fie mai volume. Pasă un pic mai mult pe creionul ăla. Dacă pare că respiră planșa mult prea mult, disco. Nu e rău, ai o sensibilitate. Dar atenție, încearcă să mai, să-i mai dai, să fie mai pronunțat un pic caroiajul ăsta, da? Da? Aici jos nu știu de unde a dispărut tot. Vezi? A dispărut. Zici că aici s-a terminat creionul. Știi? Și cea că se dă și tu mai în degradeu aceste benzi, că sunt prea închise. Da? Păcat cu greșeala asta de jos. Da. Deci e foarte ok. Dar lipsesc un pic niște umbre. Nu simți că parcă e plat? În degradeu aici ceva. Astea sunt ok făcute. Sensibilitatea asta este barometru. La perspective mai, da, unde trebuie să ne axăm noi să simțim. Dacă să văd aceeași planșă 5 ori. Da. Deci e bine la tehnic, Alexia, foarte bine. Deci ai văzut că se poate să încep de la zero, să nu iasă și cumva să iasă, da? Nota și axe foarte bine, bravo. Da, foarte bine. Da? Faptul că se vede desenul de linie. Foarte bine. Da, e bine. Măcar că sunt înrămate așa. Da? Da, e bine. Eu un pic am nebun desenul ăsta, dar merge. Foarte bine. Haos așa. Foarte bine. Da. Te degrade. Nu e nimic plat. Foarte bine. Bine. Da. L-ai pus și de la tine. Foarte ok. Aici acum se duc astea în perspectivă. Da. Vedeți, fiecare piesă are un ceva specific. Da? Poate să rămână câteva. Dar cumva...
se leagă între ele, da? Nu-i nimic la mișto făcut. Uite, banda asta de aici, dacă nu era, nu mai era efectul același. Dar banda aia cu asta de sus completează restul de piese. Da. Deci e ceva care... Da? Foarte bine. Foarte bine. Încet, încet ajungem acolo. Foarte bine. Mult mai bine. Încearcă să mai negrește aici un pic, să pară că se duce în jos totul. Da. Da. Să zici că sunt oase. Da, asta e un pic cam la mișto făcută. Pune oglinda aia de apă aici, să scoți în evidență 3D-ul. Da. Da. Ce ar fi mai fost, ar mai fi fost niște piese. E cam zis. Da, dar nu e rău. La tehnic merge. Cel puțin grafica este foarte ok, da? Aici e un desen foarte bun. Atenție un pic la elipsa asta, că e... E un desen foarte bun. Chestie genul ăsta, dacă nu te-ar da de gol, n-ar mai scăpa. Ar fi atât de bine. Știi? Da, și aici nu doar să fie un stâlp, să fie cumva... N-am mai mult stâlp și cu un pom ceva aici, da? E foarte ok. Lipsește zvâcul ăla să fie exact ce trebuie. Da. Se simte spațiul aici, se simte, da? Deci nu asta de aici, asta e ok că sunt perfect înnegrite. Eu aici vreau să văd... Asta e pofta ce o poftesc, da? Să mă exprim perfect intelectual, da? Și aici e o iluzie optică cu ceva, nu mi-e foarte clar la ce te referi prin chestia asta. Probabil că mai venea un volum aici, cumva. L-ai pus tu la două puncte de fugă. Dacă e ăsta, trebuie să vină în... Dacă e ăsta așa, trebuie să vină un pătrat. Și venea așa în sus, știi, Cozorocu. Venea drept unghia și aici, știi? Sunt un pic cam exagerat, e ceva la desenul de linie la tine care încă scapă. Da? Asta e un skill. Schițăm aceste monumente și ne facem upgrade-urile. Da? Așa. Deci e bine desenul de linie. Și o greșeală de perspectivă. Asta e problema la tine, se strecoară greșeală de perspectivă. Deci asta are linia orizontului pusă într-o parte, știi? De acolo vin problemele, da? Este un desen bun. Bravo. Mai puțin chestia asta, că se ducă pe planul înclinat orice-o fi. Orice reflexie o ai avea tu, se duc pe planul înclinat. De un desen bun. Uite, vezi geometrie de genul ăsta aici, vezi, să întrești muchia ca să împară că se... Se creează o iluzie optică. Da, foarte bine. Cea că oamenii ăștia să le dai siluete mai clare. Da? Da. Crucile astea acum trebuie să le dăm și noi mai cu degradeu, da? Sunt în zona aia, știi? Că e degradeul ăsta al seacă. Da, lipsa degradeului. Gen așa. Da, vezi aici, a întărit conturul. Ăsta a îngroșat. Ce Diana avem, da. Începe să fie bine, dar încearcă să întărești și tu. 3 mm grosime, da? Albert foarte bine, 7. Da. Casele, da. Foarte bine. Stai. E aici o bubă. Da.
E bine. Atenție la frontonul ăsta să nu fie cu un de 90 de grade. Și cu o așură de asta blănoasă așa. Deci tu un de grade pe o parte. Foarte bine. Dar mie mi-e ciudă când vă văd că vă merge bine la urbanism. Da? Stai bine. Nu. E, da. Foarte bine. Făcut aici? Că nu mi-e foarte clar. Mi-a pus tu în plus niște chestii. A zis să fie niște pieți urbane, chestii. Da. Foarte bine. Da. Este, se simte. Și că ai înțeles cu tehnica cu corectorul. Foarte bine ce avem aici. Adică de ăsta e prea uniform. Da? De acolo apar problemele. Totuși e foarte bine. Dacă degradeul ăsta nu era uniform. Da? Buton da. Da. Foarte bine. Trebuie să faci mai multe pentru notă mai mare. Nu e rău să știi, ai ceva. Merge. Ideea e că fără exercițiu cam se duce acel ceva. Dar nu trebuie să le colorezi, Dan. Nu trebuie să le colorezi ca să arate bine, da? E desen tehnic EGD. Lasă-l doar desen de linie. Daria a zis că e o pauză. David, așa. Și pentru astea, da. Cam urât hașurată aia ultima, da? Da. Atenție că stai greșit. Da? Dimitrie, da. Deci e bine. Dar nu e rău să știi desenul ăsta, ai potențial, ai desenul ăsta de linie cărnos. Da? Tu dă silința să-l șlefuiești, să aibă cât mai mult impact din ăsta. Da? Foarte bine. Da, Gabriela, știm. L-am văzut, sunt foarte ok. Da. Da, sunt calități aici, să știi. Da. Desenul de linie. Oamenii ăștia cum stau aici. Speriați de... Da? Da, e bine. Mă duc după greșeli de perspectivă, dar nu sunt foarte multe. Încercă și tu să le termini în ceva mereu. Să se ducă din chenar așa. De bine. Asta e o soluție bună să iei notă mare. Termin planșele mai repede, da. Faci mai mult, iartă-mă. Faci mai mult și da. Concepte de urmări. Da, foarte bine, da. Este. Da. Cerca ale neapărat să încercăm să prelungim chestiile astea, da? Da. Asta un pic că nu, eu nu văd Gabriela desfășuratele. Unde sunt desfășuratele? Dan, da. Caroiaj, chenar. Mai săriți elementele astea care arată ca naiba. Ai tu ceva. Știi? E un ceva pe aici. Asta ar fi arătat foarte bine dacă era un pic mai arhitectural, cu linii în spate și cu, da? Linie cu degradeu. Dar faptul că iese așa și nu are, da? Foarte bine. La tehnic, bravo. Bravo, da. Și eu tot așa. Ioana, foarte bine, da.
O să zic că îmi place cum desenezi aici accentele astea, da? Foarte bine. Grafică foarte bună, da? E ceva la desenul de linie, foarte bine. Da? Irina, foarte bine. Să lipsesc ție pe aici niște elemente. Vederea astuia. Un pic am supărat așa pe viață, da? Nu lua chestia asta de la mine. Nu mai zice cineva care lucrez. A, eram așa dinainte, nicio problemă. Probabil, da, dar nu e cazul. Da, nu fiți așa. Mai optimiști, da? Adică ce înseamnă optimism? Trag că o să iasă cumva. Iulia, da? Da. Ai niște calități. Dar încearcă să ții și tu un degradeu de aici, într-o parte în alta, da? Chiar aplică tu chestia asta și vezi dacă nu se schimbă cum vezi planșa, da? Și vezi că e o greșeală mare de perspectivă pe aici. Nu, asta este un pic mizerie. Lipsesc prea multe elemente din partea asta. Joan, da. Ai desenul de linie calitativ, nu să contest chestia asta. Asta e foarte bun. Bravo. Da. Mm-hmm. Foarte bine aici. Foarte bine, Maria, da. Vezi că aici lipsește un element, da? Yes, sir! Foarte bine. Ce ca și voi să-i dați un chenăraș. N-ai bine de treabă, da? Să apeși pe care o iași, da? Nu mai desenam așa ceva, sunt prea mici. Aici mă lipsește o muchie. Da. Maria Davidescu, foarte bine, vezi că aici se întoarce asta așa, da? Că reflectă partea de sus. Un pic atenție la ele. Da? Știi tu de gradeul ăsta în jos, să pară că vibrează planșa. Nu știu a cui e planșa asta, da, Maria, da, e ok. E fucked up așa de ok. E o sensibilitate care dă bine. Respiră un pic pe acolo, dar dă bine. Da, și ce o sensibilitate care dă bine. Deci un pic greșit în perspectivă. Oh, da. Da, e plină planșa, radiază ce trebuie, da. Da? Da, e bine să știi. Da, foarte bine. E hașurată în contratimp. E bună imaginea asta, să știi. E fucked up așa, dar e bine. Să mă gândesc. Nu știu ce simt chestiile astea foarte bine făcute. Da, e un statement, da. Nu erau. Și ce a fi fost în structura un pic ceva. E prea plat degradeul, dacă o colegă de-a ta dădea prea închis, tu dai prea șters. El e foarte calitativ desenul, dar platitudinea asta, faptul că e plat, asta e ia din, da, la final. Nu, desenul ăsta nu exprimă nimica. Aici e bine, în schimb. Luca, da. Da, foarte bine. Da, încearcă și tu să nu le hașurezi, să scoți din grosimile de linie, da. Da, ești, da. Arată asta aici. Da. Atenția de semnul de linierare și încearcă să pui separatricile astea, conturul de umbră, 3 mm grosime, trage o linie lângă o linie. Și prea brutal când desenezi prea apăsat, așa, știi? Fără linie, fără, da? Oportunitate de a interpreta și hașura încearcă să dai texturată. Da? Asta se șlefuiește cu timpul un pic. Florin, da. Da. Cam plat. Opa. Avem un problem, Florin. Unde-s celelalte două? Vezi că aici se strică povestea. Laura, departe de unde poți tu să fii. Stai bine.
E bine compoziția asta, ai nimerit-o bine, da. Da. Și un pic murdar desenat, dar e bine. Tu ai potențial mare la desenul ăsta de linie. Dacă îl cureți un pic. Da. Da, nu e rău. Un pic murdar, dar merge. Ioana, da. Da. O mică greșeală pe aici, dar nu e rău. Da. Bună.